Bună ziua și bine ați revenit la Prof Online. Să nu uitați să dați like sau share. Așa se face, dragilor. Corect. Noi intrăm în direct în lecție. Incorrect. Iată, Ștefania, te rog să vorbești. Completează. Poligonul cu trei lateri este triunghi. Triunghi, am făcut el, da? Triunghiul poate fi oarecare isoscel sau echilateral. Corect. Triunghiul echilateral este triunghiul cu toate laturile egale. Exact, așa am și discutat. Suma lungimelor laturilor unui triunghi se numește perimetru. Perfect. Marchează cu X catetele corespunzătoare răspunsului corect. Un triunghi oarecare cu lungimea laturilor egale cu 3 metri, 5 centimetri și 6 metri are perimetrul și trebuie să... Punem noi, da? Da. Deci, încă o dată, un triunghi... Un triunghi oarecare cu lungimea laturilor egale... Lungimea laturilor egale cu... Cu 3 centimetri... Deci, 3 centimetri... 5 centimetri. 5 centimetri. Și 6 centimetri. 6 centimetri, da. Are perimetrul. Perimetrul. Rezultă că perimetrul este egal cu suma laturilor. Deci notăm cu A mic, B mic și C mic laturile, iar perimetrul înseamnă suma laturilor, da? Da, și de aici trebuie să aleg care e răspunsul corect. Da, hai să facem perimetrul. Ce înseamnă suma lor? Înseamnă A plus B plus C. Și egal cu 3 plus 5 plus 6, 8 și cu 6, 14, așa, 14 centimetri. Deci 3 și cu 5, 8 și cu 6, 14 centimetri. Bun. Da. Afirmația, perimetrul unui triunghi echilateral poate fi de 22 centimetri, este... fals sau adevărat. Așa. Perimetrul unui triunghi echilateral. Ce înseamnă echilateral? Adică... toate care are toate laturile egale. Corect. Spune că perimetrul unui triunghi echilateral, deci A, egal cu B, egal cu C, poate și egal cu cât? Cât este? Știm că perimetrul este? Poate fi 22 centimetri. Deci știm că perimetrul e 22, da? Da. Și acum, ca să aflăm laturile... Trebuie să facem 22... Împărțit la 3. La 3. De ce la 3? Că toate laturile sunt egale, da? Da. Deci, fiindcă A egal cu B egal cu C, înseamnă, de fapt, de 3 ori A egal cu 22. Întrebarea, se poate împărți 22 ce, 22 ce este? Centimetri sau? Centimetri. Așa. 22 se împarte exact. Nu, se împarte, împarte la 7 și... Deci 22 s-ar da la 3, 7 și un rest 1, nu? Da, deci, asta e fals. De asta spunem că problema ne întreabă. Există triunghi echilateral la cărui perimetru să fie 22? Răspunsul nu. Nu există pentru că nu putem afla latura. Nu se împarte exact la 3. Deci A egal cu 22 împărțit la 3 și egal cu cât? Nu? Nu se poate face împărțirea exact. Deci ar nu există perimetrul. Mai departe? Între un isoscel cu două laturi egale cu 4 cm și a treia latură egală cu 3 cm are perimetrul egal cu... Deci, un triunghi echilater, un triunghi isoscel. Da. Ce înseamnă un triunghi isoscel? Triunghi isoscel. Are două laturi egale. Două laturi egale. Picioarele tale. Triunghi isoscel, da? Da. Când stăm un pic desfăcuți, deci triunghi isoscel. Așa trebuie să țineți minte, nu mai uităm niciodată. Echilateral, egale toate, isoscel doar două, oarecare nicio latură nu e egală, da? Deci un triunghi isoscel, ce se întâmplă cu un triunghi isoscel? Cu două laturi egale. Sigur că da. Așa, cu patru centimetri. Deci cele două laturi egale de 4 cm. Așa. Și a treia latură egală cu 3 cm. Asta e de 3. Cât este perimetrul? Spune tu cât este perimetrul. Păi,
Uite de aici. Eu am făcut 4 și 4, 8 și 3, 11. 11. Deci perimetrul este 11. Perimetrul, în cazul de față, este egal cu 11, da? Uh-huh. Mai departe. Dacă perimetrul unui triunghi echilateral este egal cu 12 cm, atunci fiecare latură este lungimea de... Ia să vedem. Deci, dacă suntem într-un triunghi echilateral, așa, deci toate laturile sunt egale, da? Toate sunt egale. Și perimetrul total este 12. Cât este fiecare latură? Deci cine cu cine cu cine? 12 împărțit la 3. 12 împărțit la 3. Care face 4. Deci 4 e asta, 4 asta, 4 asta. Și 4 și 4, 8 și cu 4, 12. Deci perimetrul unui triunghi echilateral este 12 și atunci latura este 4. Răspunsul, latura este de 4, da? Mergem. Atât? Dacă problemele astea... Sușurele, da? Hai să vedem acum testul care le-au ei, că doar, nu, învățăm și din testele acelea. Ne pregătim pentru, se numește, evaluarea națională la finalul clasei a 4-a. A, așa. Și aveți teste care să... Da. 10. Oh, Ștefania, îi le facem, rapid le facem. Te rog. Dar nu sunt. Chiar trebuie rapid, că avem testul 8, avem și testul 9. Gata, am pornit. Începem. Cine dictează? Identifică clasa și ordinul pe care îl reprezintă cifra 7 în următoarele numere naturale. Ia să vedem. 1127.000. 127.000. 349. 349. Cifra 7. Ce clasă? Deci să identificăm clasa și ordinul pe care îl reprezintă cifra 7. Păi... E clasa miilor. Așa. Da? Deci asta, fiindcă este pe poziția a patra, clasa miilor, asta e a unităților, a zecilor, a sutelor, a miilor, zecilor de mii, sutelor de mii, da? Deci unități, zeci, sute, mii, zeci de mii și sute de mii, da? Ordinul miilor? Cum? Ordinul sutelor de mii. Așa? A spus mai devreme în clasa miilor. Și ordinul, la ce se referă ordinul? Voi, cum ați definit ordinul? Nu mai știu. Ordinul, nu mi-e clar la ce se referă. Adică, ordinul, cele trei numere, la unități 10, sute, până la sute, ordinul dintre unități 10, sute, să fie a unităților și după grupa cealaltă, adică sunt trei grupe. Am înțeles. Asta e grupa, prima grupare de câte 30 sute mii și acum următoarea grupare de aici. Da, și tot. Iarăși, a miilor, a zecilor de mii, a sutelor de mii, da? Deci, grupa întâi a unităților, așa, da? Ordinul, nu mai știu exact cum vi s-a definit ordinul. N-aveți un manual să vedem ce spune manual. Deci... Asta e pătrunul exercițiului. Ia să vedem încă o dată. Cum spune acolo? Identifică clasa și ordinul pe care le reprezintă cifra 7 în următoarele nume naturale. Deci, identifică clasa și ordinul. Clasa miilor, am zis noi, nu? Și ordinul cât? Miilor. Deci, nu am clar acum răspunsul. Asta e, abandonul deci, nu știu cum vi se definește vouă. Îi spunem, doamne,
Da, întrebați de dacă eu nu am clar. Exercițiul 2 nu-l facem prin prea simplu. Da? Da. Ha, bine, completați spațiile libere. Scrieți 356 egal. Da, 356 egal. Egal cu pătrățică. Egal cu nu știm cât oro. Practic aici descompunem numărul. Da, nu știm cât. Face o răsută. Egal cu 3 ori 100. Hai, toată lumea scrie. Da? Da? 356 egal cu 3 ori 100. Plus 5 ori 10. Plus 6, da? 3 ori 100 plus 5 ori 10 plus 6, de acord? După 2687. 2687, da? 2 ori 1000. Egal cu, Ștefania vorbește. 2 ori 1000. Deci 2 ori 1000, hai că noi facem, da? Plus 6 ori 100. 100, așa. Plus 8 ori 10 plus 7. Mai departe. Noiemi dictează. 37.203. 3 ori. Nu, nu, nu. Ștefania vorbește. 3 ori 1000. 3 ori? 100. Ori 100? Puneți punctul. 3 înmulțit cu? Puneți punctul. Unde? La în față, la numere. Ca să, adică... Așa? Vreți voi? De la 37.000. La 37.000, zicem 3, Ștefania, ori 1 urmat de atâtea zeruri câte sunt după el. 1, 2, 3, 4. Adică ori 10.000. Da. Da? Deci 3 ori 10.000, păi 30.000, 3 ori 10.000, da? Da. 3 ori 10.000 plus, tu vorbești, Ștefania, plus... 7 ori 100. Ori 100? 1000. 7 ori 1000, corect. Plus 2 ori 100. 2 ori 100, corect. Plus? Plus 0 ori 10. Da. 0 ori 10. Și plus 3. Da? 0 ori 10 plus 3. Dar noi nu mai scria 0 ori 10, scria direct plus 3. Plus 3, sigur că da, că 0 ori 10 nu mai are niciun efect. Dar noi am scris, okay. N-a avut nicio... Acum este 527 toți, Ștefania, te rog. 5 ori... De... 5 ori 100 de mii, da? 1 urmat de câte 0 ori? De 2, 4, de 5. 1 urmat de 5 0 ori. 1, 2, 3, 4, 5. Deci 5 ori 100 de mii. Deci 500 de mii. 500 de mii înseamnă 5 de al de 100 de mii. Plus 2. 2 ori 1000. 1000? Nu. Asta e zecilor de mii. 2 ori 10.000, adică 1 urmat de 4 zero ori, plus? Plus 2. Plus 7. Ah, plus 7. Plus 7. 7 ori 1.000. 1.000, că e clasa miilor, nu? Deci 7 ori 1.000, așa, plus 3 ori. Plus 3 ori. 100. Da, că e clasa sutelor. Plus 2 ori... Plus 2 ori 10. Așa. Și plus? 7. 7. Altul? Apoi, scrie cu cifre arabe numerele. 1x egal. 1? X. X, așa. În cifrele noastre. Cât înseamnă? 11. 9. 9. Da, 9 că e înainte. Că e 10, 1 e pus în față, da? Acum, deci 9 înseamnă. Acum L, X, 1 și X. L, X, 1 și X, da? Adică nu 1, linia aia care... Așa. Înseamnă lui e 50. Așa. 60. Da, lui e 50. 60. Deci 50.
69, da? 50, 60, e 10-le, da? 50, 60 și 9, da? 60 și 9, da? Acum M, M, D, D, C, linuță, V, linia aia care ține roman, așa, și V. Așa. M înseamnă 1000, 1500, 1600, 250. 250. Da, că lu e 500. Și plus că u ăla care e 100. Lu aici am spus 50. A, da? Da. A, 50. Dar că... D-ul este... D-ul e 500. Așa. 1500. 1600. 1600. 4. 4. Da, 4. Da? Deci, 1000. 604. 500. 600. Da? Și cu 100. A, da. 600. 1604, da? 1604. 1604. Un camion încălcat cu nisip cântărește 8960 kg. Deci, un camion, camionul și nisipul, nu încălcat cu nisip, camionul în totalitate. Un camion încălcat cu nisip cântărește 8960 de kilograme. 8960 kilograme. Atât cântărește... Camionul cu nisipul. Da. Camionul gol cântărește 4586 kilograme. Aici spunem nisip, nisip plus camion. Nu, da. Nu, la 8960. Și camionul gol cântărește 4586 kg. 4586 kg. Și acum, gol. Da. Și acum că ne întreabă câte kilograme de nisip sunt în camion. Și 8960 minus 4586. Nu, din total, din toată greutatea lui, scădem pe cât cântărește gol. Și Stefania, să facem împreună. Ia să vedem, 6 din 10. 6 din 10. 4. Da. 8. Acum 8 din Aici au rămas 5, nu? A. Nu se poate, 8 din 5, 5 nu. 5. Mai luăm 10. De aici 8 din 15. 7. Aici a rămas 8, da? 5 din 8 se poate. A, da. Face 3. Și 4 din 8. 4. Corect. 4374 cântărește nisipul. La diferența numerelor 1.000.000 și... Stai puțin. Deci atât ai nisipul. Da? La diferența numerelor 1.000.000 și 65.000 adăugăm cel mai mic număr de 5 cifre scris cu cifrele 0, 1, 2, 3, 7... Așa. Deci la 1 milion. Da. Adică 1 milion. 0, 0, 0. 1 cu 6 de 0. Așa, la 1 milion. La diferența numerelor 1 milion și 65 de mii. Diferența numerelor dintre 1 milion deci, și... La diferența numerelor 1 milion și 65 de mii. Și 65 de mii. 65 de mii cu 3 zerouri, da. Adaugă cel mai mic număr de 5 cifre. Deci trebuie să facem diferența asta, domnul, nu? Da. Deci la facem diferența acum. La diferența dintre aceste două să adăugăm un număr, așa? Da, să facem diferența. Diferența, da. Deci din 1 milion scădem pe 65. Unii punem pe 6? 6 îl punem la... 10.000. Dacă 60.000 la aici sub 0 asta e, asta e cifra 10-or de mii, da? 65.000 parcă ai spus, nu? Da. Da. Facem diferența și vine Stefania, te rog să mă ajuți. 0 din 0 0 0 0 0 10 din 5 5. Da. 9 din Nu, 6 din 9. Așa, 6 din 9. 3. 3. Și acolo a rămas 9, nu? Da.
ne-am plutat numai la milion. Deci la diferența asta să adăugăm cel mai mic număr de 5 cifre. De cel mai mic număr de 5 cifre. Scris deci cu cifrele 0, 1, 2, 3, 7. 0, exact. 1, 2, 3 și 7. Cel mai mic să ne iasă din asta. Păi este plus... Hai să vedem cum îl construim. E 10.237. Deci, și 10.000? Ca să fie neapărat prima cifră, trebuie să fie cea mai mică cu putință. Dar nu poate să fie 0. Da. Dacă punem 0, e o prostie, că prima cifră nu poate să fie așa, nu? Deci trebuie să fie diferit de 0. Deci, punem obligatoriu pe 1 dintre toate cifrele. După 0. După aceea căutăm cea mai mică cifră care au rămas în continuare, deci este 0. O tăiești pe 0, apoi căutăm cea mai mică dintre cele care au rămas 2. Apoi o tăiem, căutăm și pe cea mai mică din care au rămas 3. Și 7 la sfârșit. Da. Deci la numărul ăsta adăugăm pe 10.237. Da. Unde pun pe 10.237? Eu am să încep la sfârșit. 7 unități la 3, 2, 0 și 1. Puteam să pornesc deodată cu 1 de sub 3, de cifra 10-lor de mii. 3 este cifra 10-lor de mii și atunci 1 vine și el tot aici sub cifra 10-lor de mii, mii, sute, zeci unități. Practic. Și acum? 945.237. Să vedem cât face. 7 și cu 0, 7. 3 și cu 0, 3. Hai, te rog să mă ajut să te fac. Ia, lucrează și vorbește tu. 2. Da. 5. Da. 3. Și cu 1. Și cu 1, 4. Și 9. Citește-mi, te rog. 945.237. Deci 945.237, da? Da. Corect. Altceva? O rândunică și-a construit cuibul în 10 zile, realizând câte 45 transporturi pe zi. Dacă la fiecare transport care câte 8 fire de iarbă uscată, din câte fire și-a construit cuibul rândunica? Da, încă o dată. O rândunică și-a construit cuibul în 10 zile. Deci să notăm și noi. 10 zile. 10 în 10 zile. Realizând câte 45 de transporturi pe zi. Wow. 45 transporturi pe zi. Pe zi. Adică drumuri, nu? Da. Făcând 45 de drumuri pe zi. Adică într-o zi 45. Așa. 45, da. Adică ce face? Se duce, își culege și întoarce înapoi un drum. Iar se duce cu lege de 45 de, 45 de ori. Da. Dacă la fiecare transport care câte 8 fire de iarbă uscată, din câte fire și-a construit cuibul în rândunica? Păi deci face 8 mai fire. 8 ori 45. Fire pe transport, da? Da. 8 ori 45. Deci 8 ori 45, ca să vedem câte fire au că într-o zi, câte fire caută aduce într-o zi, da? Nu, că scrii foarte frumos și mă depășesc. Nici voi scrieți că pe cele voastre pe sistem. Nu am loc să scrieți, scrii direct. Ba da, putem deci să scriem acolo. 45, a spus așa, fac 45 ori 8. Da, și da. Ne dă 8 ori 5, 40. 40. Și 8 ori 4, 32. 2 cu 4, 36. 32 și cu 4, 36, da? Deci, 360 de fire pe zi. Și acum 10 ori 360 și ne dă 3600. Dacă mai adăugăm un 0. Fiindcă sunt 10 zile, înmulțim câte o aduce într-o singură zi, deci cu 10 și aflăm că 3600. Deci câte, la întrebarea câte fire a folosit pentru cuib, răspunsul este 3600 fire. Apoi, 8. Mă gândesc la un număr, măresc cu 5 cifra zecilor și obțin vecinul mai mic al numărului 25.900. Deci număr m-am gândit.
Deci mă gândesc la un număr. Da. Măresc cu 5 cifra 10-lor și obțin vecinul cel mai mic al numărului 25.900. 25.900. O mai citesc o dată? Da, nu, n-am înțeles. Mă gândesc la un număr. Mă gândesc. Măresc cu 5 cifra 10-lor și obțin vecinul mai mic al numărului 25.900. Care e vecinul mai mic acesta, al 25.900? Vecinul? Da. Păi 25.899. Da? Deci are dreptate, e să vedem. Deci da. Vecinul cel mai mic înseamnă ăsta din fața sa, mai mic cu 20, unitate. 25.899, da? Da. 25.899. Dar asta e după ce am mărit cifra cui? Cifra 10-lor. Asta a fost modificată cu plus 5. Da. Și a fost modificată cu 5 cifra 10-lor. Iată că s-a ajuns la 9. Știu. Cât a fost ea? Știu. A fost 4. Deci m-am gândit la 25.849. 49. Nu, e 8. Da, 25.849, că l-avem și aici, când trebuie să mă încercuim. Da, m-am gândit la ăsta. Dacă ai mărit cifra da, cu 5. Da, doar că dacă ai mărit cifra aia, nu se mărește și la sute? Păi de ce? Cu 5? N-a trecut. Nu. La, am scăzut într-un fel 9 minus, am făcut într-un fel 9 minus 5. Deci, mă gândesc la un număr. Măresc cifra 10-lor cu 5. Iată, dacă la 4 m-am gândit cu 5, ajung la 9. Și astfel am ajuns la un număr care față de 25.900, este vecinul mai mic. Da. Adică imediat cu o unitate mai mică. Da. Ce a vrut să spun autor aici, Ștefanie? Hai să urmărim. Autorul a vrut ce lucru? 25.900 ne spune. Când a zis vecinul mai mic, a vrut să vadă care e numărul mai mic. Putea să ne spună. Care este numărul mai mic imediat de lângă 25.900. Deci cu unul mai mic. Asta înseamnă vecinul. Dacă ați fi fost vecinul mai mare, care ați fost vecinul mai mare al 25.900? Vecinul 5.901. Așa. Da? 1. Deci aici, după acesta, ar fi 25.901. Dar a spus nu vecinul mai mare, ci vecinul mai mic. Și vecinul mai mic este 25.899. Dar ăsta, la el s-a ajuns după ce am modificat cu 5 cifra 10-lor. Și acum, dacă am adăugat, acum trebuie să scădem cifra 5 de la 10. Ca să ne ducem, iată, la 4. La ăsta ne-am gândit noi. Și ne întreabă autorul, la ce v-ați gândit? La ăsta ne-am gândit, la 25.849. Iată, mă gândesc la un număr. Da? Mă gândesc la un număr. Cifra unităților. Atenție, da? Ce faci acum? Noi mei. Ah, nu, îmi zicea da. Să fac înainte, dar nu. Nu. Mă gândesc la un număr. Vreau să facem problema care vă propun acum. Modific cifra sutelor cu 3. A cifra sutelor cu 3, cifra 10-lor cu 2, iar a unităților cu 1. Deci, spunem așa. Ne gândim la un număr. Da? Ne gândim la un număr. Și adăugăm la cifra sutelor pe 3, la cifra 10-lor pe 2,
iar la cifra unităților pe 1. 10 la cât? Deci la sute pe 3, da. La 10 pe 2 și da. La sute pe 1. Păi ați mai spus o dată la sute. La sute pe 3. La 10 și la 2. La, am zis așa, la 100 pe 3, la 10 pe 2, da. Și la unități pe 1. A, la unități pe 1. După rezultat, după ce am făcut mișcarea asta asupra lui, am obținut numărul 7203. Acum vă zic numărul. Deci am obținut numărul 7203. La ce număr m-am gândit? Ricky, hai și tu. Acum. Deci, m-am gândit la un număr. Am modificat, am adăugat la cifra sutelor pe 3, la cifra zecilor pe 2, iar la cifra unităților pe 1. Da. La ce număr m-am gândit? Da? Atât. Păi... De mai cum s-a plăcut dacă nu mi-a dat niciun invit? Gata, știu. Atât? Știu numărul. Cât este? Este 6882. Ea zice că e 6882. Cum l-ai obținut? Păi, din 3 am scăzut pe 1. Deci ai făcut procedeul înapoi. Că eu am spus, m-am gândit la un număr. M-am gândit la un număr. Și i-am zis, la cifra sutelor punem 3, la cifra zecilor punem 2, la unităților punem 1. Hai să vedem dacă se obține așa. Deci, da. Deci dacă punem 1 aici... Deci cadem 1 și ne dă 2. Deci tu ai, de la 2, dacă pui 1, obții pe 3, da? Da. Acum înapoi ai făcut o procedeu. Da. De la 3 ai scăzut pe 1 și ai obținut pe 2. Da. Că ai aflat la ce mai... Adică de la 10 îl scădem pe câteva? Pe 2. A, pe 2. Și ai găsit pe 8. Da. După acolo rămâne 1. Ne împrumutăm din față. De la 10 îl scădem pe... De la 11 îl scădem pe 3. A, de la 11. Că aici a rămas 1, da? Da. Și am luat din coeficient. Deci la 11 am scăzut pe 3 și a rămas, a devenit 8, da? Și, bineînțeles, 6. Deci m-am gândit la 6882. Da, i-am făcut direct 7203. Și când ați zis că unitățile sunt 10, 2 și sutele 3, m-am gândit că e 321 și după am scăzut la 7203 minus 201 și mi-am dat același rezultat. Deci tu ai mers așa. Ia să vedeți ce șmecherii face foarte tare. Deci Ștefania gândește foarte frumos aici. Zice așa. Numărul pe care l-ați dat este 7203. Când a spus că cifra unităților este mărită cu 1, cifra zecilor cu 2 și a sutelor cu 3, ea a înțeles că trebuie să scadă pe 321. A scăzut pe 321, pur și simplu. Că cifra sutelor e 3, 2 și 1. Și atunci e o treabă simplu. 1 din 3 face 2, 2 din 10, 8, 3 din 11, 8, 6882. Da? Foarte simplu, da? Bun. Mă gândesc la un număr. Și scad din el cel mai mic număr. Deci mă gândesc la un număr de 4 cifre. Deci ne gândim la un număr de 4 cifre. Scădem din el cel mai mic număr care se poate forma cu cifrele 0, 0, 1. Cel mai
9. Da. Deci m-am gândit la un număr și scădem din el cel mai mic număr care se poate formula. M-am gândit la un număr cu de 4 cifre, da? Scădem cel mai mic număr format așa, cu cifrele acestea și obțin 2374. La ce număr m-am gândit? Deci, mă gândesc la un număr. Da, mă gândesc la un număr. Da. Și scădem din el cel mai mic număr care se poate forma cu cifrele acestea, 0, 0, 1, 9. Le-am găsit. 3383. Deci m-am gândit la un număr. Nu, vă spun cum am făcut. Mai stăm un pic. Deci eu m-am gândit la un număr. Din el scădem de cel mai mic număr care se poate forma și ajung la 2374. Da, da, da. 3383. Poți spune cum am făcut? Păi da, așa este, proba inversă, nu? Că dacă spun că scădem din el, tu ca să-l descoperi, aduni cel mai mic număr care se poate forma. Da? Cel mai mic număr care se poate forma este cine? 1009, nu? 1009 e cel mai mic număr care se poate forma. 1009, corect. Și atunci... îl adunăm cu... 2374. 2374. Deci adunăm cu 2300 și vedem, repede. 4 cu 9, 13, 31, rețin 7 cu 1, 8, 3 și 3. Deci m-am gândit la 3383. Din el, dacă scădem pe cel mai mic număr acesta, 1009, să ajungem la 2374, da? Da. Da? Așa. Mă gândesc la un număr. Da? La un număr de 4 cifre. Da? Mă gândesc la un număr de 4 cifre. Și la el adun cel mai mare număr care se poate construi cu cifrele. Cel mai mare număr care se poate construi cu cifrele acesta. 1, 2, 3 și 0. 1, 2. De cel mai mare număr care se poate construi și obțin ca rezultat 7415. Da. 115. A, la ce număr? La ce număr m-am gândit? Da. De la? Păi sunt la lecții. Le-am aflat. Sunt la lecții eu acum. 4.205. Am program, da, până la 10 de seară. Da, bine, la revedere. Profund, după putem continua, că avem mult. Gata, hai, dăm drumul. Mergem mai departe. Așa. Din numărul total de elevi ai clasei a 4-a, 2 pe 9 participă la un concurs de matematică, iar 3 pe 9 participă la un concurs de limba română. Ce parte din numărul elevilor nu participă la niciun concurs? Foarte simplu, poate. Deci mai citesc o dată. Da? Din numărul total de elevi... numărul total, facem și noi. Numărul total. Da? De elevi. Din numărul total de elevi ai clasei a 4-a, 2 pe 9 participă la un concurs de matematică. Ce faci dacă zici 2 pe 9? Ce îți spune asta? Adică din 9 participă 2 din 9. Adică ce trebuie să fac cu segmentul ăsta? Să-l împărțiți în 9 și luăm, da, 2. Așa, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Șterp asta, da? Ei bine, deci, două noim. 2 pe 9. Participă la un concurs de matematică. Mate. Da? Mate. Apoi. Așa. Iar 3 pe 9 participă... 3 noimi.
Da. Adică câte? Participă la un concurs de română. Adică luați trei? Trei segmente, sigur. Cea mai bună. Da? Trei la cât? Trei noim la cât? La română. Română. Ce parte din numărul elevilor nu participă la niciun concurs? Păi sunt 9 copii, 2 pe 9... 5 pe 9 din 9. Păi de ce 5? Una, două, trei, patru. Că 3 și cu 2 ne-au ocupat. A, eu adunam 2 pe 9 plus 2 pe 9. Păi ăștia au participat. Cine nu au participat? Ăștia, leneși. Da, 4 noi. Deci 4 noi. 4 pe 9, da. Deci nu au participat, 4 noi. Efectuând... 4 pe 9 nu participat. Da. Poți spune celălalt? Da. Așa. Efectuând 100 minus 100 împărțit la 4 ori 2, obținem... Deci 100 împărțit la... Nu, 100 minus 100. Da. Împărțit la 4. Împărțit la 4. Ori 2. Ori 2. Și acum facem egal. 100 minus 400. Ori 2. 100 minus 400. E 100 împărțit la 4. 100 împărțit la 4. 25. 100 minus 25. Deci corect este să facem operațiile de rangul 2, nu? Da. Deci facem pe 100 împărțit la 4. Și ne dă 25. 25. Apoi înmulțim restul, rezultatul cu cât cu 25 și ne dă 50. 50 și deci rezultatul corect este 100. Minus 50 și ne dă 50. Și egal cu 50. Așa. Un măr cântărește cât 3 prune, iar o prună cântărește cât 2 nuci. Câte nuci vor cântări 2 mere? Deci un măr... Un măr. Cântărește cu 3 prune. Egal cu 3 prune. Da. Iar o prună. Una prună. Cântărește cu 2 nuci. Egal cu 2 nuci. Da. Câte nuci vor cântări 2 mere? Deci, trebuie să aflăm cât cântărește un măr. Cât cântărește un măr în nuci. În unitate de măsură, în nuci. Da. Păi cum zice, dacă un măr cât 3 prune, iar o prună, a, două nuci... Păi nuci, e 2 ori 3, nu? 2 ori 3? 6. 6 nuci. Cântărește un măr... Deci, 3 prune, dacă o prună cântărește cât 2 nuci, apoi 3 prune, 6 nuci. Da. Și 6 cu 6, plus 6 după. De deci egal mai departe cu 6 nuci. Nu-i bine? Da, da, plus 6 după, nu? Că spune câte nuci vor cântări 2 mere. Apoi mulțim cu 2. Da. Deci 2 mere înseamnă cât 6 prune, că mulțim peste tot cu 2. Da. Cât 6 prune. 6 ori 2. Prune, care înseamnă 12 nuci. Da. Deci 12 nuci. Da, 12 nuci. Deci atenție, un măr cât 3 prune, dar o prună cât 2 nuci. Adică cele 3 prune cât 6 nuci. Deci am văzut că un număr cât 6 nuci. 2 mere, dublu, da? 2 mere, dublu. Dar 3 mere, cât ori cântări? 3 mere. Câte nuci? 18. 18, pentru că 6 ori 3, da? Da. 6 ori 3. Sau 12 plus 6. Sau 12 plus 6, că mai vine un număr. Așa. Dar 5 mere. 5 mere, câte nuci? 30, da? 5 ori 6, 30. Da. Dar 12 mere. 12 ori 6. 72. Cum ai făcut tu de la 72? Da, 72. Ne dă 72. Are dreptate, am făcut și eu în cap. Da? Da? Asta mă interesează. Cum a făcut el? Păi am făcut în cap. Deci a zis 6 ori 10, 60. 6 ori 10? Pe 10 mere, dacă ar fi 10 mere... Ar... Ai, am făcut 6 ori 2, 12, 12, 1, vețin și 6 ori 1, 6 și 1, 7. Dar așa merge să gândim și în felul care vă propun eu. Deci 10 mere ar face 60 de nuci, iar celelalte 2 mere am văzut că fac 12. 10, 60 cu 12, 72 de nuci, nu? Da.
Și tu ai făcut operația minte, da? Ok. Mergem mai departe. Marina trebuie să rezolve 42 de probleme într-o săptămână. 42 de probleme într-o adică săptămână. Adică în 7 zile putem scrie ca să ne fie mai ușor. Așa. Deci 42 de probleme, în 7 zile. În 7 zile. Așa. Da. Dacă în fiecare zi va rezolva același număr de probleme, câte probleme va rezolva fata într-o singură zi? Păi 42 împărțit la 7. Și de 6. Săptămâna are 7 zile, da. Deci în fiecare... Și de 6. Dar important spune că rezolvă același număr de probleme. Da. De-aia ne permitem să împărțim. Altfel trebuia... Putea să fi fost... Aici ar fi fost complicat un pic. Fiindcă în prima zi face cu... sau cu două mai mult în a doua zi, cu trei în a patra zi, nu știu ce. Deci puteam să multiplicăm un pic, să fie o problemă mai dificilă. De ce da? Poate să fie complicată viața? Deci 42 împărțit la 7, egal cu 6 zile. Da. Începuiește litera corespunzătoare a egalității false. Deci... Pentru un șoc de construcții, Radu alege numai corpuri geometrice. Scrie, da, și aici... Sunt niște corpuri geometrice, bănesc acolo. Da, și numai corpuri... 46. Da, deci... Corpuri geometrice, astea sunt corpuri geometrice. Da. Și noi trebuie să scriem cub, cilindru, cuboid, piramidă. Deci trebuie să scrieți ce sunt acestea, da? Da. Scrie Noemi... Ce figuri geometrice sunt acolo? Sunt un cerc. Nu ai cum să... Dar au spus corpuri geometrice. Adică să fie un corp geometric, e așa, spațial. Vedeți? A, spațial. Da. Păi, o sferă, un cub. Ce vezi? Dar noi, acolo e un cerc. Păi am zis cerc prima dată. Da, dar nu avem voie. Păi tocmai. Deci, exact, e o capcană, noi nu trebuie să... Să pici în ea. Așa. Pe pica de cicior în ea. Ăsta este un cilindru, da. Merită că e un corp în spațiu, da? Cilindru, aici, corp, cubul, piramidă și cuboid. Cuboidul. Cuboid, da. Ziceți voi, da? Da. Sau mai spuneam noi cum? Paralelipiped. Paralelipiped. Da? Paralelipiped. Mergem mai departe. Haideți să vedem altul. O școală are nevoie de retroproiectoare, calculatoare și imprimante. Un sponsor s-a oferit să doneze în total 18 aparate, punând condiția că 7 pe 9 din numărul lor să fie calculatoare. Pentru 7 noim, 7, deci câte, în total câte aparate? 18 aparate. 18 aparate. Deci și 7 noim să fie calculatoare. 7 noim calculatoare. Ok. Pentru celelalte aparate, în paranteză, retroproiectoare și imprimante, se lasă elevii să stabilească numărul lor. Câte posibilități sunt? Completează tabelul următor. O mai citesc o dată? Nu. Da. O școală are nevoie de retroproiectoare, calculatoare și imprimante. Nu deci se poate face și prin segmente? Păi ne gândim și prin segmente. Așa. Ia uite-te. Calculatoare. Cred că tu ai dreptate. Sunt trei categorii, da? Da. Retroproiectoare, calculatoare și imprimante. Bun. Adică calculatoare câte? C și I. Da, calculatoare câte sunt? 7 pe 9. 7 noim. Ce din spune numărul asta? Lor. Din totalul număr. Stai. Deci spune așa, un sponsor s-a oferit să doneze în total 18 aparate. Deci în totalul sunt 18, vezi? Hai da. 18. Punând condiția că 7 pe 9 din numărul lor... 7 pe 9, ne oprim. Ce înseamnă 7 pe 9? Împărțim în 9, că asta ne spune cât împărțim întregul. Deci împărțim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9, da? Da. Ei, 7 noim ce înseamnă? Că 7 bucățele din 9 bucățele.
7 pe 9 din... Așa, de 7 din astea sunt deja ocupate de cine toate acestea? Toate acestea sunt calculatoare. Da, și... Calculatoare. Oare cât este o bucățică de asta? 2, că facem 18 împărțit 9 și da. Se dă 2. Da. Și putem deci, afla... o singură bucățică face de 2, da? Că da. 2 din 9 ori, 18 apare, da? Deci 2 de 7 ori înseamnă câte calculatoare? 14. 14 calculatoare. Și trebuie să scriem, ok, am aflat. Și acum trebuie să scriem, facem 18 minus 14, ca să vedem câte retroproiectoare și imprimante au rămas. Da. Și ele au fost 18 de toate. Da. 14 sunt calculatoare. Dar noi știam că au rămas 4. Că 2 au rămas. Da, ok, asta da? Știm. Deci au rămas 4 calculatoare. Da. 4 sunt calculatoare, nu calculatoare, imprimante și 4 sunt imprimante și calculatoare. Nu, și retroproiectoare, da? Calculatoare și retroproiectoare. Retroproiectoare. Ok, și spune câte posibilități sunt, adică noi trebuie să scriem câte retroproiectoare și imprimante ar putea fi și avem 5 variante, ne dă aici. Și am putea avea 0 retroproiectoare și 4 imprimante. Adică 4 se scrie ca fiind descompunerea în următoarele variante. 0, aici să spunem retroproiectoare și aici să spunem imprimante. Imprimante. Adică 0 și 4. 4 și 0. 4, hai să luăm așa ușor, 1 și 3. Da. Dar să fac total 4. Apoi 2 și 2. 2 și 2. 3 și 1. 3 și 1. Și 4 și 0. Ok, gata, am terminat. Sunt 1, 2, 3, 4, 5 variante. Așa, ăsta... Adică 0 retroproiectoare. L-am făcut, mi-a dat toate părțile, uite, 3, 9, 2, 3, 5, 6, 8, 7, 6, mi-a dat. Nu zis că e greșit. Ba nu, nu e greșit, mi-a dat. Deci, completez... Uite, văză 13 cu 2, face 15. Deci, aici... 8 cu 5, 13 cu 2, 15. A, trebuie și așa? Păi da. A, băi, atunci e greșit, nu e. Ok, următoare. Așa, alege răspunsul corect. Agricultorii apreciază timpul scurt de la însămânțarea grâului până la cules în minute, ore, decenii, săptămâni. Deci, alege răspunsul corect. Agricultorii apreciază timpul scurt de la însămânțarea grâului până la cules în săptămâni. Merge în săptămâni. Da, poți. Scrieți. Hai, noi, ce faci? Deci... În săptămâni. În săptămâni, puteva. Da. Care erau variantele săptămâni? Era minute, ore, decenii și săptămâni. Păi în decenii durează de când însămânat și până când nu o să poate programul. În deceniu, cât înseamnă, câți ani? În deceniu înseamnă 10 ani. 10 ani? Mai departe. 18. Un meg urcă pe un copac înalt de 20 de metri. Ziua urcă 6 metri, iar noaptea alunecă 2 metri. În câte zile reușește să ajungă vârful copacului? În 5 zile. Știți cum am aflat? Păi am făcut. Da. Am vrut să aflu cât urcă într-o zi, adică și noapte și zi, și a făcut 6 metri minus 2 metri, ne dă 4 metri. Hai, scrie. Da, este adevărat noi mei? Da. Eu spun așa, când melcul pe copac face următoarea mișcare. Deci urcă 6 ziua și coboară noaptea 2. Adică, practic, din tot zi și o noapte, munca a rămas de 4 metri. Ce-o fi coborând el? 4 metri, nu? Da. Deci dacă urcă 6 și cu unul coboară 2, după o zi și o noapte, se întâmplă ca el să aibă 4 metri. Da, și am aflat acest lucru și apoi mi-a dat seama că el trebuie să urce 20 de metri și am făcut 20 de metri împărțit. El, copacul, avea 20 de metri, 20 da? 20 de metri. Și eu am făcut 20 de metri împărțit la 4 metri într-o zi și am aflat că ne dă 5 zile. Da. Deci 20 de metri, 20 împărțit la 4, că el 4 face, de fapt, rămân cu adevărat, da? 20 împărțit la 4 egal cu 5 zile. Ok, mai departe. Mai departe.
Ăsta nu mai facem. De ce? Îți spun eu acasă. Ia scrie. 1, 7, 2, 1. Lasă că sunt bine. Un teren are forma... Da, da. Un teren are forma? Da, ăsta e cum pișca, lăsați-l. Da. Trebuie să-l desenați. Da. Zi-mi altceva, dacă... Oh, pe atunci începem testul nou, mai avem timp. Ia vezi... Publicitate! Da,